Bună ziua, sunt Berta Popescu, încep știrile și începem cu o informație de ultimă oră. Au fost clipe de groază la un liceu din Cisnădie, județul Sibiu. O profesoară a povestit cum un adolescent a dat buzna într-o sală de clasă și a amenințat-o pe o fată cu pistolul. Poliția a intervenit la scurt timp, l-a identificat pe băiat și l-a reținut, dar arma nu a fost găsită. Ar fi vorba despre o armă de tip airsoft pe care polițiștii o caută și acum în albia unui pârâu din apropiere. Stăm de vorbă chiar acum în direct cu purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu, domnul Constantin Dincă. Bună ziua, domnule Dincă! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce știți despre acest băiat, ce s-a întâmplat și de ce a intrat cu acea armă în clasă? Deci, băiatul, adolescentul, este fost elev al liceului teoretic Gustav Gindiș din Cisnădie. El s-a transferat la Colegiul Economic Bariț din Sibiu, la sfârșitul clasei a 10-a. Era în semigrupa care realizează orele online din cauza ratei de incidență a municipiului Sibiu de peste 3 la 1000. S-a dus, din câte am vorbit cu doamna director ajung de la liceul teoretic din Cisnădie, elevul s-a dus la fostului liceu cu pretextul de a lua un laptop de la un fost coleg cu care realiza împreună atestatul de finalizare a clasei a 12-a. Și ce s-a întâmplat? De ce a intrat cu pistolul? Nu i-au dat laptopul sau? Nu, deci a fost foarte simplu. El, cunoscând profesorii, s-a dus foarte liniștit, a spus unde merge, a intrat în clasă și a avut, să spunem așa, un reproș la adresa elevei din clasa a 12-a, care, din câte am înțeles tot așa de la conducerea liceului, trebuia să intermedieze o legătură a lui cu altă fată prin mesaj. Respectiva elevă a refuzat. Atunci acest adolescent, poate să spunem așa în orgoliu rănit, a vrut să arate de ce poate fi în stare dacă nu duce la finalizarea acea intermediere. Arma, înțeleg că până în acest moment încă n-a fost găsită, dar el a fost reținut. Bănuiesc că a dat ceva declarație. A spus unde a aruncat-o sau ce a făcut cu ea? Da, da, da. Din câte știu și din ceea ce s-a scris în presa locală, adolescentul a spus că a aruncat această armă în Valea Argintului, în Valea Argintului care trece prin Cisnădie. Asta din ce declară el. Am înțeles. Ce riscă acest băiat în acest moment? Conform statutului elevului, va fi cercetat disciplinar și poate să meargă maxim până la exmatriculare. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru lămuriri. Urmărim acest subiect, doamnelor, domnilor.